Salutare tuturor! În acest video vă voi prezenta invertorul ARC400E de la ProWeld. Invertorul este livrat într-o cutie din carton, în interiorul căreia găsim o valiză din material plastic, foarte utilă pentru transport și depozitare. Valiza pentru transport este suficient de spațioasă pentru a acomoda cu ușurință aparatul și accesoriile. Am scos din ambalajele individuale toate elementele aflate în setul de livrare pentru a vi le prezenta mai bine. Invertorul este livrat împreună cu masca de protecție din material plastic, manualul cu instrucțiuni de utilizare, peria cu ciocănel pentru îndepărtarea zgurii, cablurile de sudare echipate cu mufe rapide, clește de masă și clește port-electrod. Conductorul cablurilor de sudură este din aluminiu cuprat și are secțiunea de 16 mm. Acest tip de conductor este mai ușor decât conductorul din cupru pur și are o conductivitate electrică mai bună decât conductorul din aluminiu pur. Și nu în ultimul rând, invertorul ProWeld ARC400E și valiza pentru transport. Voi continua cu o scurtă prezentare. În partea din spate se află butonul de pornire, cablul de alimentare și ventilatorul pentru răcire. Mufele de conectare ale cablurilor de sudură sunt pe panoul frontal împreună cu potențiometru pentru preselecția amperajului, display-ul care afișează valoarea preselectată și LED-urile indicatoare, verde pentru alimentare și roșu pentru suprasarcină. Acum voi măsura parametrii la bornele aparatului. Primul parametru măsurat este tensiunea la mersul în gol, care este de 60 de volți. Amperajul maxim indicat de producător pentru acest model este de 180 de amperi, valoare care reiese și din măsurători. În concluzie, puterea maximă la ieșirea din acest aparat poate atinge 10,8 kW. Acum voi continua cu testele de sudare. Pentru asta am pregătit 2 electrozi rutilici și 2 electrozi bazici, de 3,2 și de 4 mm. Primul test va fi cel cu electrod de 3,2 mm rutilic. Inițierea și menținerea arcului electric sunt foarte ușoare, iar invertorul are destule resurse să susțină sudura continuă. Regimul de funcționare al aparatelor ProWeld din seria AR320, 400 și 500E este de 60% la o temperatură exterioară de 25 de grade. Adică, acestea pot să sudeze la amperajul maxim până la 6 minute din fiecare interval de 10 minute. Cel de-al doilea test este cel cu electrod bazic de 3,2 mm. Și în acest caz, la fel ca și în următoarele, aparatul de sudură ProWeld AR400E poate să aprindă cu ușurință electrodul și să mențină arcul electric pentru perioade mari de timp. Invertoarele ProWeld din seria ARC au în denumire un indicativ numeric care reprezintă diametrul maxim al electrodului recomandat, nu amperajul. Astfel, ARC400E poate să sudeze în condiții optime cu electrozi de până la 4 mm, însă indicativul 400 reprezintă electrod de 4 mm și nu amperajul. Amperajul maxim al acestui aparat fiind de 180 de amperi. Urmează electrodul de 4 mm rutilic. În imagini, puteți vedea clar că inițierea arcului electric în cazul unui electrod de 4 mm nu ridică niciun fel de problemă. De asemenea, aparatul poate susține arcul electric pentru perioade lungi de timp. Acesta este ultimul video pentru seria invertoarelor ARC de la ProWeld. Acum, după ce am testat toate cele trei modele ale seriei, și anume ARC320E, ARC400E și ARC500E, pot să spun că alegerea și recomandarea mea dintre acestea este modelul ARC400E de 180 de amperi. Am ales acest model deoarece este suficient de puternic pentru a suda fără probleme atât cu electrozi rutilici cât și cu electrozi bazici de 4 mm și totodată poate fi alimentat de la circuite electrice cu siguranțe obișnuite de 16 amperi. Acum urmează ultimul test de sudare cu electrod, și anume cel cu electrod bazic de 4 mm. Ca și până acum, aparatul nu are niciun fel de dificultate să inițieze arcul electric și să-l mențină pentru perioade lungi de timp, chiar dacă amperajul nu este dus la valoarea maximă, fiind undeva la 160 de amperi. La capitolul minusuri ale seriei ARC de la ProWeld, trebuie să punctez lipsa funcțiilor de suport, hot start și arc force, chiar dacă este un aparat de buget. Mi-a plăcut în schimb carcasa din tablă, care se îndoaie, nu se sparge în cazul unor lovituri accidentale, valiza pentru transport inclusă în setul de livrare
și faptul că datele înscrise corespund în cea mai mare parte cu realitatea. Mulțumesc pentru vizionare! Pentru orice sugestie, te rog să-mi lași un comentariu. Te asigur că îl voi citi și îți voi răspunde sau voi ține cont de el la următorul video. Dacă ți-a plăcut, poți să contribui la dezvoltarea acestui canal abonându-te și activând notificările. E gratuit. În plus, vei fi notificat de fiecare dată când va fi publicat un nou video.